Este sezonul salatelor, așa că am decis să vă arăt și eu această salată cu piept de pui și tăiței din ceai verde. Haideți să ne apucăm de treabă. O să începem cu marinata pentru carne. Avem nevoie de puțină boia, am pus niște rozmarin, puțin coriandru, ghimbir, 200 de ml lapte de cocos, am adăugat și o linguriță de ras el hanout, 3 căței de usturoi, mai puteți pune piper, ce vă place. Vom folosi și 250 de grame de piept de pui pe care trebuie să-l feliați, apoi îl tăiați fâșii, după care trebuie tăiat cubulețe. Sau pur și simplu îl puteți tăia în forma dorită. Am pus carnea într-un bol și am adăugat marinata, amestecăm totul foarte bine și trebuie lăsată la frigider cam 2 ore sau pur și simplu puteți pregăti totul de seară. Ca și legume am folosit niște ceapă verde, ardei, morcovi, dar puteți folosi legumele voastre preferate, nu este o regulă. Am adăugat și niște castravete, se mai poate pune și puțin coriandru verde. După cum am zis, puteți să puneți legumele voastre preferate. Ceea ce vă place, aia trebuie să puneți într-o farfurie atunci când gătiți pentru voi. După ce am terminat de tocat legumele, o să trebuiască să fierbem tăiței. Eu am folosit acești tăiței din ceai verde, chiar vă recomand să încercați și voi. Este un detoxifiant foarte bun pentru organism. I-am fiert în apă sărată cam 4 minute. După ce sunt gata, îi puteți pune sub un jet de apă rece. Trebuie să puneți puțin ulei de măsline peste ei, în acest fel nu se vor lipi, după care o să ne ocupăm de carne. Carnea trebuie prăjită foarte bine într-o tigaie, mai puteți pune cam 200 de ml de vin alb sau bere, ce vă place. După ce carnea este prăjită, o lăsați puțin să răcească, dacă doriți această salată poate fi făcută rece sau pur și simplu puteți să o serviți și caldă. Am adăugat carnea, legumele. Ca și dressing puteți folosi ceea ce vă place vouă. Eu am adăugat niște zeamă de lămâie, sare, piper după gust, mai puteți pune și o lingură de miere. Eu am pus niște ulei de susan și începem să amestecăm totul bine. Chiar vă recomand să încercați această salată, este perfectă pentru zilele călduroase de vară sau pur și simplu dacă doriți să mănânci ceva mai ușor. Dacă îți face plăcere, te aștept și pe canalul meu de YouTube, este gratis și mă ajută foarte mult. Aici vă arăt o sugestie de prezentare, am pus și niște salată verde, se mai poate pune de asemenea niște sfeclă, niște țelină. După ce este gata, poate fi servită cu întreaga voastră familie. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Bineînțeles că eu a trebuit să complimentez această salată cu niște sos dulce acrișor. Chiar vă recomand și vouă. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră și uitați aici ce bunătate de salată pentru zilele călduroase de vară. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!